Wow, tu chiar le-ai pe toate pregătite. Măcar atât a terminat pietrul. Crezi că o să vină și Eliza? Eu sper că nu. Dar Bogdan pare destul de apropiat de ea. Nu știu ce să zic. Cred că am judecat-o cam aspru. Cucu, fată tocilară, nu tu ai găsit documentul în care n-apare numele ei? Ba da, dar nu pare ceva așa important cât să incrimineze cu ceva. Dar nu tu susții că l-ar fi o trebuit pe el. Ce tu vorbești că ești tocilarea și disperatul? Tu nu ai de lucru? Vrei să fii și vechi matriculat? Auzi, fetițo. Sunt băiat, dacă Mă rog, nu fi așa ideal, Sibil. Nu mai vorbi cu el, îți cade nivelul de inteligență. Nu e matriculat? Ba da, Tocilaro, nu am voie să-mi văd colegii? Sunt în vizită. De exemplu, mi-a fost și mie dor de Diana și Darius. Poate doar de Diana. Auzi, Pidi, avem petrecere în weekend, suntem invitați la petrecerea prietenului nostru, Stan. Bă, clar mergem. Băi, poți să vin și eu? Normal că poți. Veni și 2, 3, 4, 5 pe invitația mea. Deci, când mergem să ne plictisim? Adică, vreau să spun să ne distrăm. Nu e nimeni invitat. Uite-l băi și pe ăsta. Nu spune că ești și tu în vizită. Tu chiar vrei să ajungem iară pe la directul? Hai bă, frățică. Știi că n-am nimic cu tine. Bine, asta nu înseamnă că nu poți să-ți o copii. Auzi? Eliza a venit pe la școală? Nu, nu a venit azi. Dar nu știi că întreb ce faci. Da, vă rugăm să începeți cu mintul. Auziți, bă? Eu m-am sperat să stau pe aia ăștia. Nu știu ce faci voi, eu plec. Veni și plec. Și voi ce aveți? Spre ce tot povesteți și faceți pe secretoșii? Povesteam. Despre? Oana! Ce-i Oana? Nu, uită pe Oana! Hei! Mersi. Da, cum ai pronunț? O singură dată cuvântul ăla, jur că te-o mor. Ce i-a adus pe Bogdan? Hai să-ți ați figur. Mulțumesc, mă. Tu cum ești? Ce mai faci, Bogdan? Cum ai ești? Bine. Vrei să cântăm ceva? Și că ar merge. Dar vreau să mă duc în tira zonă. Bogdan! Bogdan, ești bine? Bogdan? Bogdan! Bogdan! Bogdan, ce ai? Bogdan! Bogdan, ești bine? Bogdan! Chemați-o pe domnul director, bă! Bogdan! Bă, ce ai?